știrea zilei, și nu doar a zilei, în fotbalul românesc, este că în urmă cu câteva momente Mircea Lucescu și-a anunțat demisia de la Dinamo Kiev și implicit retragerea din fotbal. Și vorbim fără îndoială despre un nume grandios din fotbalul românesc, atât ca jucător cât mai ales ca antrenor, poate cel mai mare antrenor pe care l-a avut fotbalul românesc, o carieră de 44 de ani doar ca antrenor, ca să realizăm dimensiunea acestui tehnician. Repet, sunt multe lucruri de comentat, încercăm și noi să luăm reacții. O să vă citesc și ce a spus Mircea Lucescu în această seară după meciul pe care l-a susținut în campionatul Ucrainei 0-1 pe teren propriu cu Shakhtar Donetsk. Până atunci vă prezint invitații mei de la această oră. Cristi Pulha, bună seara. Bună seara. Bogdan Scozmescu, bună seara. Salut. Să ne surprindă demisia, să ne surprindă anunțul retragerii din fotbal? Cristi, cum... Cred că mai mult anunțul retragerii decât demisia. Demisia a fost doar un mod de a pleca de la echipă. Cred că a conștientizat că are și o vârstă. Da. Și noi ne gândeam, probabil și eu mă gândeam, cât mai antrenează Neamir. Oricum, cred că e bun de Liga I acum. Îl așteptăm pe aici. Dar cred că a fost o decizie împreună luată cu familia, toată lumea, și a considerat că e mai bine pentru el, pentru sănătatea lui. Eu așa o iau, adică mă gândesc acum și la vârsta pe care o are. Are atâția ani în fotbal, presiunea oricum și ca antrenor oriunde ești e mare. Și ce să zic, îi doresc multă sănătate în continuare și dacă poate să ne ajute cumva pe la echipa națională cu un sfat. Ar putea ajuta Lucescu. Da. Eu cred că mai degrabă ar fi vorba de situația complicată în care trebuie să antreneze acolo. Nici nu au mai avut rezultate. Au plecat străinii. El are niște puști talentați, dar nu, e complicat. Nu are și să califice echipa în grupele cupelor europene. L-a bătut Shakhtar Donetsk acum în campionat, nu știu, cred că sunt pe 5 sau ceva din ăsta. Deci nu stau deloc bine. Și plus că, așa cum zicea Cristi, are o vârstă, mă, 78 de ani. Ce Dumnezeu! Adică, pe de altă parte, e clar că el se ținea foarte bine și activitatea asta îl ținea foarte bine. Asta mi se pare destul de clar. Iar să vină aici la noi, ce să vină, mă, să facă stop cardiac, să lacă, ce bolnav primea asta? Îi vezi pe ăștia de la Iași cu oțelul galați? Nu, te ai inima, mă, bă, te îmbolnăvești, mă. Eu știu, dar... Te îmbolnăvești de sănătos fiind, dar aminte să ai 78 de ani și să mai fii și cardiac. Te ai, nu, n-ai cum. Nu poți, nu poți. Eu mă gândeam, eu doar am spus echipa națională, nu mă... Dacă Lucescu vine și se raportează la unele meciuri din prima noastră divizie. Foarte multe deja. Trebuie să schimbe percepția despre fotbalul. Ei, trebuie mult timp. Pe care el l-a antrenat, pe care l-a visat, pe care, în care a profesat. Deci, pe care sunt din ce în ce mai multe de acest gen. Meciul de ăsta dinainte a fost o tristețe și o, cum să spun, un chin. De unde aștepți să meci cu plăcere, să te uiți cu plăcere la un fotbal, bă, nu mai trecea timpul ăla. Două ore de tortură cu niște cetățeni care nu înțeleg cum joacă fotbal. Sigur. Nu se poate așa ceva încoată, Daniel, nu se poate așa ceva, adică una e una, alta e alta. Că nu-ți iese, că e meciul închis, că, bă, nu se poate. Au fost fazele la că dea unii peste alții, băi, ziceai că este, băi, ziceai că sunt the stuchies, ăia, știi, nu se poate așa ceva. Ăia care se lovesc capul în cap cu, înțelegi, nu se poate așa ceva. Faze comice, adică... Bă, nu se poate așa ceva. Printre ele, golul ăsta, într-adevăr, e și din comun, dar de Masir, ăla care pare să știe ceva cu dreptul. Cu stângul... Să-l ascultăm pe Dorina Muntean. Gata, în fața unei echipe bune. Eu cred că a contat foarte mult faptul că ne-am jucat în Cupa României și Polia și a fost eliminată din Cupa României și n-a avut meci. Eu știu, cu două zile înainte. Două zile, trei zile înainte. Dar am început foarte bine jocul, am dominat. La prima ocazie, o greșeală impardonabilă a jucătorilor noștri și a marcat Harrison. După care și-a mai creat, într-adevăr, ocazii și în a doua repriză. N-a fost o zi prea fericită a noastră din acest punct de vedere, dar pe final puteam să și câștigăm, când am scăpat la fel singur cu portarul, puteam la 1-1 să facem 2-1 și să câștigăm. Dar nu pot să fiu supărat, sunt mulțumit cu un punct, fiindcă în aceste 10 zile câte am avut, n-am avut 4 jocuri și n-am pierdut niciun joc. Nu mă ajută foarte mult acest punct, sau dar mai bine spus, aceste puncte m-ar ajuta numai dacă următoarele jocuri le cu victorii. Sunteți campion a remizilor în acest sezon. Pregătiți meciurile la, la remiză? Eu cred că dacă ați văzut istoria acestei remize, este că cam în toate jocurile noi am condus. Și am fost egalați pe greșelile noastre personale. Sigur, suntem nouă promovată, avem un obiectiv, dar
sunt convins că voi face schimbările necesare care trebuie să ne aducă și victorie. Sunteți acolo și aproape de play-off, dar și aproape de, de retrograda. De aceea spun că foarte, trăim foarte periculos, dar până la ultimul meci din acest an, eu sper să mai aducem puncte și să fim cât mai aproape de play-off. După aceea mai sunt perioada de mercato, mai sunt 9 meciuri de disputat în anul viitor și cu o pregătire bună, cu jucători care înțeleg ceea ce vreau de la ei, sunt convins că pot să-mi ating obiectivul. Trebuie să vă întreb, probabil nu știți, Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev. Nu știu ce condiție, îmi pare rău, Neamicea este o legendă, adică a făcut treabă foarte pe unde a fost, ce să spun, poate a sosit momentul retragerii, mă gândesc, sau are altă ofertă, nu știu ce să spun, dar tot respectul ce a făcut dânsul fotbal, pentru fotbalul românesc și fotbal internațional nu românesc. Despre Miciu Cuta, o nouă victorie pentru mai avem, până la Miciu Cuta mai sunt aproape 10 zile și eu sper ca jucătorii mei să se recupereze, fiindcă după cum știți și v-am spus și repet, am avut de 10 zile 4 meciuri, n-am avut timp să facem absolut nimic și de aceea cred că calitatea jocului nostru a fost una foarte, n-a fost bună, a fost una mai slăbuță. Dar am egalat, cum am spus, pe un contraatac foarte rapid, puteam să câștigăm, dar ăsta e jocul. Ați simțit atmosfera de derby al Moldovei sau? Am iubit sau ce? Dacă ați simțit atmosfera de... Eu cred că am simțit tot ce mai bine, pentru că în spatele, galeria din spatele băncii de rezervă de la mine este, a fost nepoliticoasă puțin, dar asta e situația. Așa vor, așa este fotbalul. Mulțumesc și mult succes! E care trate Doinel, așa e în fotbal, nu știu exact ce au spus. Așa e în fotbal, dar a căutat, s-a scăpinat în cap și a zis, n-am jucat, nu știu cum să spună, foarte bine. Păi, când ai jucat foarte bine? Acum ce vrei să spun? Băi, nu se poate așa ceva, Dane. Dane, ți-o spun sincer, dacă acum Fimiu ar fi mic și ar face fotbal, i-aș interzice să se uite la Liga 1. Băi, nu, i-aș interzice. Te uiți, băiețelule, la Premier League, da. Nu poți să... Bă, nivelul nu poți de multe ori este scăzut, dar... Nu, este îngrozitor, nu scăzut. Cred că și exagerăm. Nu, pentru că eu spuneam în timpul meciului, noi nu trebuie să comparăm genul ăsta de meciuri cu meciuri din Bundesliga, Anglia, echipe la retrogradare. Nu, ne comparăm cu anii trecuți, da, măcar. Nu. Mă pot compara cu anii trecuți la noi? Cu cine comparăm? Da, comparăm cu un meci de la retrogradare din Croația? Eu nu cred că e diferență. Nu am văzut, mă, cine se uită la retrogradare din Croația. Eu am văzut că mă uit la meciul din Bulgaria. Nu au nicio legătură cu meciul ăsta, mai slab ca noi și tot se joacă fotbal. Deci după ce că nu știm nimic, mai suntem și, cum se cheamă, super tacticizați. După ce că suntem frânți. Mă, că lasă-i, mă, să joace, să iasă, să termine 7-3, bă, ca să știi ceva. E ușor de vorbit, dacă da, eu știu ce zic, dar nu se poate așa ceva. Deci eu mergi că asta n-am văzut. E complicat. Măi, mergi că asta n-am văzut, dacă facem, avem, n-avem noi timp. Ne poți să facem un montaj cu faze în ostime? Asta e altceva. Ce faci, bă, cel mai tare serial de comedie? Ce? Auzi, ce Seinfeld, ce aia? Lăsa aici, faci, te vorbești pe jos. Mă întorc la Mircea Lucescu și spuneam că a făcut declarație la finalul meciului cu Shakhtar în această seară, pierdând din Dinamo Kiev și spune așa, totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Shakhtar a fost ultimul în fruntea lui Dinamo Kiev. Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să vă spun că am dat 15 ani fotbalului ucrainean și am decis să mă opresc, așa am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul meu joc, mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei de la Shakhtar. Vă mulțumesc tuturor, mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul în viață se termină la un moment dat. O carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit, spune Lucescu. Nu prea înțeleg de ce n-am mai stat totuși până la sfârșit, nu știu când se termină sezonul în Ucraina. Mai trebuie să termine cât de curând, că ea nu cred că joacă foarte târziu, joacă până în decembrie ca noi. Oricum, pare puțin plănuit din timp. Pare puțin. Bine, acum spun și pentru că am mai vorbit în ultima perioadă cu el la telefon și mereu se plângea de situația de acolo. Mereu deplasări, adică... trebuie să a vândut o jucă, toți tăinii au plecat. El în Kiev are baza? Baza la vreo 20 de minute de Kiev. Am înțeles. Baza unde se pregătește. Alte echipe, de exemplu, Dnieper, de exemplu, au plecat jucători, dar au cumpărat, el a promovat de la Academie. Și a zis, toată situația asta ce m-a măcinat. Dar și nu mai are răbdare. El era un tip care creștea în echipe frumoase, dar nu mai are răbdare. La 78 de ani s-a pus iarăși cu puști. Asta una și nu are contextul acolo în care să crească jucătorii. Da. Câteva cifre absolut uluitoare și îi mulțumesc lui Liviu Manoel că mi le-a trimis despre Lucescu. Debutul lui ca antrenor, 28 februarie 1979. Pare uluitor, realmente. La Corvinu, nu? Da. Într-o... faza 16-miu de finală în Cupa României. El încă juca la vremea respectivă, cred. Cred că era jucător antrenor. Da, cred că da. Cred că era jucător antrenor. Atenție! Totalul carierei lui.
evident că nu are probabil nici Liviu acuratețea meciurilor. 1670 de ca antrenor, 1670 de meciuri. Când ne ia dacă numărăm acum până la 1670, când ne ia? Păi dacă ai jucat în fiecare zi al unui an, înseamnă 5 ani legați jucând în fiecare zi. Fiecare zi? Fiecare zi. Deci 5 ani în care joci în fiecare zi. 5 ani? Da, la 5 ani. 983 de victorii, deci are un procentaj de mult peste 50%, 319 remize, 368 de înfrângeri. 44 de ani, 8 luni, 6 zile de la debut. Nu mă, și a reușit să treacă peste niște chestii ca, pe care numai valoarea l-a ajutat să le depășească. Adică el a avut niște ghinioane teribile în carieră. Da. Nu se poate să te egaleze la portarul. Palo. Sau cine Palo, da, să te egaleze să pierzi după aia. Nu se poate, la ultima fază. Meciul nu se poate să pierzi pe ăla de nord, meciul ăla. Da. Au fost niște chestiuni pe care nu puteai să se întâmple, dar totuși, având valoare, a trecut peste ele. Ghinionist rău, să știi, în anumite momente. Chiar poate și, nu mi-aduc foarte bine aminte, returul ăla cu Anderlecht, adică anumite, meciul cu Sampdoria de la București, când iei golul ăla cu Mâriei. Deci nu mai aduc aminte foarte bine. De la Viali. Că au fost niște situații... Pare și norocos, numai ghinionist. Că, practic a fost un antrenor care tot timpul a plecat de la echipă la alta, nu asta niciodată. A fost bun tot timpul. A fost bun. Corect, dar... Eu cred că și ca antrenor trebuie să ai și puțin noroc, adică, nu știu, se și lege. Dacă ai și ghinion, e logic. Evident că a avut și noroc, dar cred că mai degrabă te zic de lui Bogdan că dacă punem în balanță norocul și ghinionul la Lucescu, cred că mai mult ghinion. Mai mult ghinion. Mă refer la momentele importante, ca așa pe parcursul unui meci sau mă refer la chestiuni. Da, ce puțin ce a făcut în Ucraina, să vii tu după hegemonia lui Shakhtar Donetsk, să vii la Dinamo Kiev să iei titlul imediat. Trecuseră câți? 4-5 ani de când Shakhtar lua în fiecare an, an de an. Da, sigur că da, asta este... Plus longevitatea lui, care mi se pare realmente ieșită din comun. Adică să antrenez până la vârsta asta. Mă uitam pe cariera lui. Cea mai mare perioadă în care nu a antrenat în cei peste 44 de ani a fost un an și 3 luni din momentul în care cred că l-au demis de la Naționala Turciei până s-a dus la Dinamo Kiev. Asta a fost cea mai lungă perioadă în care a stat pe margine în 44 de ani. Foarte puțin ca antrenor. Foarte și puțin. Nu-ți dai seama că ești o viață dedicată trebuie asta. El n-a făcut altceva. Nu s-a dus la un concedii. N-ai când să te duci în concediu. Că e vara, ai pregătire. Da, da, când da, nu poți să te... așa, o săptămână. Cine știe cum, 4-5 zile. Oricum și săptămâna aia o lucrezi. Că practic aduci minte ori. Vorbești la telefon. Deci nu e ca și cum stai pe relax. Adică un om care a făcut pe munca lui extraordinară 10 de milioane de euro, nu s-a bucurat decât așa, tangențial. S-a bucurat pentru că a avut satisfacție în ceea ce a făcut. Păi discuția asta te ține. Asta te ține. Și ți-am spus, l-am văzut ultima oară când am venit pe la aici pe la București, incredibil de cum spun, de tonus, de lucid, de tonus, de impecabil. Dar încă o dată, nu știu ce se va întâmpla acum dacă se lasă. La un moment dat, după ce a plecat de la Naționala Turciei, un an și jumătate el n-a antrenat. Pe care a luat Dinamo Kiev și multă lume s-a întrebat de ce, adică de ce a mai luat la vârsta pe care o avea în coechipă și nu s-a bucurat de, mă rog, de bătrânețe liniștită. Și Răzvan Lucescu a spus atunci o chestiune, a zis, vorbeam la telefon cu tata și mama mi-a zis așa, simt că mă sfârșesc dacă nu iau o echipă în momentul în care era acasă. Deci, practic, pe el l-a ținut și, cum zicea și Bogdan, atât de bine și fizic meseria. Și meseria. Da. Cred că de asta nu s-a lăsat. Sunt absolut convins s-a simțit bine. Pentru că și... oamenii sunt diferiți, să știi. De exemplu, Ferguson, când a simțit că nu-i mai face plăcere, a renunțat. S-a întâlnit ulterior cu Wenger și Wenger l-a întrebat la un moment dat. Zice, bă, ție nu-ți lipsește totuși antrenorul? Absolut deloc. Nu, stai puțin, Ferguson a și simțit exact că s-a terminat un ciclu. Nu cred. Ba da. Ești convins că dacă... în acest moment United nu mai câștiga nimic. Păi ești convins că dacă rămânea, nu mai câștiga? Nu sunt convins, dar nu știu dacă mai avea energia să reconstruiască o echipă. El a simțit că generația aia era cu Ryan Giggs, cu Paul Scholes, cu ăștia era gata. Da, da, a putut și să trebuia facă să asta. Trebuia să producă altă generație. A putut generație. Să facă, să zică, ies și nu-mi lipsește fotbalul. Că Wenger, de fapt, asta l-a întrebat după vreo treia. Bă, nu-ți lipsește fotbalul. Da, dar e cu caii, cu whisky-ul ăla, rafinăriile lui, alea, distilăriile alea de whisky-uri pe acolo, scoțiene. Da, asta spun, adică Lucescu are și chestiunea asta e de apreciat, că a putut să ducă până la 78 ani. Și la echipe importante. Și la echipe, da, adică nu s-a dus chiar la orice. Fotbal puternic. Da. Bun, înapoi la Poli, ia șoțelul? Nu. Hai să trecem la următorul. Îți dai seama ce treceri nu face? E sigur că vrei să trecem la următorul. Nici ăla, nici ăla nu se anunță cine știe ce, da. Nu se anunță așa. Da, nu, deci nu, este... Dar încă o dată spun, zice de comparațiile pe care le făceam cu alte campionate, nu e corect.
Dar poți să compar ce se întâmplă anii trecuți? Suntem din ce în ce mai slabi. Așa. Procentul de meciuri la care nu te poți uita este din ce în ce mai mare. Sigur că din când în când mai câte un meci mai bun. De exemplu, nu știu, ieri n-am dat noi Orange-ul, dar ieri meciul de cupă dintre UCLU și CFR, bă, a fost cât de cât ceva. Campionat. Au mai fost. Au fost, de când în când mai e ceva. Bă, dar sunt multe la care nu te poți uita. Câteva declarații din partea secundului lui Leo Grozavu. Leo Grozavu n-a stat pe bancă pentru că a fost suspendat. N-am reușit să fructificăm acea ocazie, după aceea a fost un meci de uzură, de bătaie. N-au fost cine știe ce periculoși, ne-au prins pe acel contraatac, după aceea erau să ne mai prindă încă o dată. Învățăm, suntem noi nouă promovată, învățăm din aceste greșeli, sperăm să învățăm pentru a mia oară și să mergem mai departe. De ce nu reușiți să țineți de rezultat? Andrei, cel puțin Gheorghiță, a spus că ar trebui să vă apărați pe două linii. Dar nu am cerut că să ne apărăm. Trebuie să facem pas în față, să stăm cât mai sus, să facem un pressing agresiv, să-i forțăm să joace minge lungă, după aceea să câștigăm mingea a doua. N-am cerut nimeni. Tot timpul am țipat că cu oțelul galăz nu trebuie să te aperi jos, trebuie să te aperi cât mai sus. O mică nesincronizare la acel contraatac, am pierdut marcajul și asta este. Felipe n-a mai reușit să aducă un plus după pauză. Da, i-am și spus, l-am pregătit, i-am spus că este o echipă de luptă, de bătaie, nu o să aibă timp să întoarcă, să ia jucătorii la 1 contra 1, a crezut că o să fie mai ușor, iată că meciul a arătat altceva, n-a reușit. Dacă la acea incursiune în care a pus adversarul la spate ar fi fost puțin mai șmecheraș, putea să scoată penalte. Cum a primit el vestea că este urmărit de FCSB? E o presiune în plus pentru el sau? Da, deocamdată nu e nimic, o certitudine că FCSB l-a căutat. Nu știm nimic despre așa ceva. Este urmărit deocamdată. Este urmărit de ziare, probabil, nu știu. Noi nu avem nicio informație. Nu am discutat cu el despre FCSB. Până ne interesează ca Luis Felipe să dea 100% pentru Politehnica Iași. Mai are mult de muncit. Trebuie să se îmbunătățească la efort, la dueluri, are calitate multă, mai are încă de mâncat să crească și după aceea vom discuta de Luis Felipe. A fost atmosferă de derby de Moldova? Da, Galeria Oțelului a făcut atmosferă, Iași nu a avut. Au avut și suporterii noștri, au strigat, au scandat, ne-au încurajat. Le mulțumim pe această cale. Despre următorul meci cu CFR Cluj. Mai întâi să ne refacem forțele până la meciul cu CFR Cluj. Mai avem timp să ne pregătim. Da, o echipă masivă, solidă. De multe ori, chiar dacă nu joacă bine, reușește să și câștige sau să termine la egalitate. O echipă care speculează foarte mult. Bun, am ascultat... Un singur lucru, spun foarte scurt. Nu mai este nervos, că nu mai avem timp. Ideea este următoarea. Spui... ocazia n-am dat-o, numai de viață 7-8 ocazii. N-am fructificat ocazia, toată lumea știe cine, e una singură. Și atunci s-a dat totul peste cap. Dacă avem și casa din Superliga să vedem cum arată. Repet, primul meci din etapa 15-a, ultima a turului de campionat. Oțelul și Poli Iași, una lângă alta. Atenție la linia de clasament a Oțelului, că este fabuloasă linia. Două victorii, două înfrângeri, 11 rezultate de egalitate. Formidabil. Și golaverajul e tare la Oțelul, 12 la 12. Bun, ne oprim. Mulțumesc deocamdată. O să ne revedem ceva mai târziu și vom aprofunda subiectul retragerii Mircea Lucescu.